Da. Dimineața. Suntem deja în întârziere, 4 și jumătate, am plecat. Am plecat. Mama. Bye. Bye, mama. Am plecat. Haide. Geanta mea. Suntem plini de bagaje. Așa greu mi-e și pe spate și pe... și în mână și pe în față. Haide. Ce întuneric este pe aici. Da. Bine că nu plouă. Exact la timp. Îl pierdeam. Am plecat. Am ajuns în aeroport. Mergem către terminalul 3. Pipa. Acum dă-i și aștept. Avem de așteptat 3 ore. Așa, nu? Am intrat. Intrăm. Avion, da. În avion. Suntem înjosuiți. Asta e? 34 bani pe spate. Ce se vede de aici? De la mine în spate. Asta e o bucățică mică de avion. El de fapt... se tot duce. Cam așa se prezintă treaba în cabina telefonică. Final Corridor. Cum aici îți fac pe mânuță. Frumos. Le faci pipișorul. Acum ne mai aduce ceva de aleguri. Și avionul nostru. Gata. A atins roțile, pământul, orașul, localității Siena. Suntem în Siena, lume populoasă, sunt aici. Deci, fericită lumea. Că nu ne-am prăbușit. Forfot în avion. Ne vedem. Welcome to the United States. În așteptarea bagajelor în aeroportul din Seattle. Te uite aici. Eu spar valiza, nu găziți. Mamă, dar o dat bine, uite bă. Da, e o lată de aici. Ce nașa. Acum, în așteptarea fratelui meu, Mihăiță, pe care noi suntem foarte bine, abia așteptăm. De fapt, abia așteptăm să-l întâlnim. Chiar ne era dor de el. Ce faci, grasul meu? Ce faci, grasul meu? Michele, ce faci, Michele? Am îmbătrânit, frate. Ia uite! Așa copii mari avem. Ce faci? Bine. Da? Hai. Bugur. Știu sigur că e Gabi. Mulțica mea. Știu sigur că e Gabi. Da. Nu, e Gabi. Da. E Gabi. Randy. Și ai Eve, nu? Nu, ne-am mai văzut de mult. Eve, stai cu David în față și noi stăm în spate. Așa ceam și noi, fetele în față. Hai în mașină, veselie mare. Bucurie mare. David, dă un pic drumul la muzică. Șoferașul, Evelin, fetele în față. Noi băieții, în spate. Acolo, undeva, e Sierra. Da, nu știu. Thank you.
America la... Ce e asta? McDonald's? Ce este asta? Din Campo de DQ. Cum? DQ. Dairy Queen. Ah, DQ. Dairy Queen. Străin pentru mine. Ok. Eu nu mănânc nimic. Dacă sunt de gras. Tu vrei ce zici? Nimic. Am zis nimic, nimic. Cum să nu mâncăm friciul? Eu am cumpărat Tabita. O cumpărat... Aici, la Dicu? O pica. Bine, azi când. Bine, o cafea, o apă, atât. Și acum face. Încarc. Cine-i Sammy? Nu-i Sammy. Vrei Sammy? Da. Asta o să fie un clip. Ah. Așteptăm pe pică. Aici cu nepoții mei. S-a dus doamna la baie? Probabil. Vă așteptăm și pe cumnățica să vină și ea. A venit pe pică. Deci eu nu mă încadrez aici. Așteptăm cafeaua. Pentru mine cafeaua. Da? Oh, I see. Thank okay, noise. Dar mi-ai luat de ea? Ce? Cașcaval. Okay, came with ice cream. Da. 500 de mii de ea. Deci unde e cătuia? Am mâncat, am povestit. Da. Uite aici cheltuială. Am ajuns în final în Canada. Trecut frontierele. Suntem la casă la fratele Mihăiță. Oh, câte bagajele. Haide. Hai de lume. Ia, uite ce cățeluș acolo. Ce face lume? Cine e omul ăsta? Bă, Maxim, ce faci, Maxim, domnul Maxim? Verișorii, verișorii tăi din Anglia? Gavi. Nu? El este nepotul meu, băiatul celuilalt frate. Este aici la fratele Michele. Unchiule, îmi pare bine să-l telefon. Pare bine. Nu-i dau. Ce pere? Bine, n-am avut altceva mai bun. Am făcut după ce am avut bun. Maxi! Dă-mi un încărcător. Da. Bine, nu e ceea ce trebuie. Două cadouri minunate. Odată că ai venit tu. Uite cum. Odată că ai venit tu și odată că mi-ai făcut asta. Da, vezi, mă, vezi că ai și distanță. Ia să văd. Am te-a făcut eu pe care. Da, unde vrei să-l punem tu? Nu știu, ăsta vrea să-mi pun. La tine, la acolo la garaj? În birou. La tine, la atelier? Bate să-l pun pe el. Ce este? Thank you, dar n-ai și ștecher, că n-am ștecher. Ia uite, de-a mea, cum mama, prințesa mea! Bă, nu, n-am avut poze. Eu l-am adunat și eu până. Fratele meu, pe el aflat. Cum m-am apucat să editez ceea ce am filmat azi. Asta se va numi ziua întâi. Așa? Sunt în dining room, colegul Cătălia. Acolo este dining room. Iar acolo, ce se vede, este ceva ce am pictat eu pentru el, dar ceva așa, la repezeală. Da? Hai să vedem ce se întâmplă. S-a auzit o împușcătură. Cred că fratele meu, Mihai, arată armele copiilor. Mă duc jos. Deci, de fapt, josul ăsta, unde dă? Nu uite pe aici. Bă, da. Fain pe aici, mă, fratele meu, mă. Ia uite ce frumos are. Ia uite ce frumos are. Foarte frumos. Asta este un 22 mai. Aici e centrala. Și un fel de baie, de uș. Fain acasă, foarte fain. Ia uite ce fain. Plin de camere. Eu ce fain și mine, place și mine ăsta. Hai să vedem ce puște are. Auzit o pușcătură aia, mă.
Mihai, arată și mie puștile. Imediat. Ce faci, Găbiță? Ești cu pușca în mână? Tu ai tras. S-a pus Găbiță să tragă cu pușca. Să zic, frate. Da? Bă, am uitat să zic. De ce nu ai zis, mă? Mi-am explicat orice. Cum? Să țin gura căscată. Gura căscată, dar nu ascupat. O ținea fără să explici. Și atunci când tragi, înțelegi? Ți-i aerul. Uh-huh. Dar nu, așa. Și cu gura căscată și zgomotul intră, înțelegi ce zic? Să nu te surzească. Ăsta este un șar. Nu țineți gura. Bă, tu știi că tu ai tras atâtea ori. Tu. Și tu n-ai, nu ai explicat și băi. Săracu. Mamă, ce ai armat acum? Egal. Vreau să țin, să nu ți-i armă. Și niciodată nu îndrepti arma către nimeni și dacă știi... Tu, Găbiță, ăsta știe, tu știi că și dacă știi câte, câte tragi. Este încărcată. Ce grad ai avut când ai plecat din cadeți? Sergent. Sergent a fost și unchitul cu ți-a liberat. El a împușcat până în curs și a sărit gradul rapid sus. Asta este un 22. Ia, fancy. Ce? Asta e... Fancy. De figuri. Ah, de figuri. Să îl bagi pe mânecă, știi cât îi dai drumul. Bang. Ce pușcă. Slash-o, ai multe, fratele meu. Mă, uite mai una jos acolo. Aia nu mi-a arătat. Câte? Aia, 2, 4, 5 până acum. Asta este... Ce-i cu asta? Tu foritrimo. Bă, asta e semi-automată. Deci, da. Asta e semi-automată. Semi-automată. Și de ce, nu? Uite aici. Se pune încărcător. Semi-automată. Păi ai clos pe glonț. Nu, nu, dar după ăsta, după stilul ăsta. Asta e micuț. Asta cum e? Bine, se, carabină. Ai carabină semi-automată. Bagi și asta. Nu e semi-automată, asta e foc cu foc. Foc cu foc. Dar e, car- e carabină, nu? Carabină, e. Carabină. Tu ce ți-am arătat? Bă, tu nu știi? Tu nu știi? Ce? Despre arme. Asta cum e? Păi tot semi-automat. Nu se fac încărcătură. Asta este semi-automat. Și aia e semi-automat. Și aia e semi-automat. Asta e două. Se fac încărcătură. Bagi încărcătură. Mare frate ăsta arme. Da, mai este sus încă. Da? Avem arcuri, avem de toate. De toate. Arpalete. Shotgun, bro, slack. Uite, asta este o arpaletă. Care arată ca și o armă. Hai încoace mai la lumină, frate meu, că n-am cum să... Asta... Tot așa de puternică ca arma pe care ai pus-o acum jos. Ai, 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 arpaletul e cel mai periculos. Da, e tot așa de puternic. E socotit mai periculos decât o armă. Este. Dar de ce oare e socotit? Pentru că de apropiere poate să facă un damage mult mai mare decât, decât o armă. Dacă folosești... Wow! Dacă folosești... O vedeți, da? Ai șurent, e mult mai periculos. Găbiță, știu? E cu tot cu luneta. Ce tare. O, nu mai film am așa că eu nu sunt. Ia, datorită... Eu capului, nu omor bietele viețuitoare, nici coțofane nu place asta, să trag, nici în porumbei. Datorită nu... capului la săgeata asta, deci nu există glonț la acest calibru. Ai, ai. Fii atent ce ascuțită în vârf. E ascuțită. Mamă, e să-i trece prin el. Și-a trece prin. Da. Bă, tu vezi ce? Perforează. Dacă ai pus puțin, este intrat în... Nu de... este animal în Canada care să nu dea jos cu asta. Da. Nu este. Deci orice dai jos cu ea. Arme. Tot din buțicole. Arme, arme și arme. Mare. E mic? Eu am văzut de ce e mare. Atare în armată. Arma asta? Atare în armată. Gabi, arma asta nu are cădere la 2000 metri. Un glonțișor. Nu are cădere la 2000 de metri. Tu foritriu. Este cea mai bună armă folosită de lunetiști. Ia-ți muniția. Cea mai bună carabină. Ia-ți muniția. Are un cifru acolo la, la trăgaci, uite. 6. Și 0. Ah, mai tăi. Carcă. Da, și când dai așa, ăla iese afară. Niciodată nu pui mâna în trăgaci decât în momentul în care ești hotărât să apeși. La pom, cum ți-am explicat. Lasă la plămân, deschide. Să nu sară din... Nu sară, nu sară nimic. Ușor. Ui. Ai de ce o să te atun? Oh my gosh. Ce ți-am spus să faci? Să percutează. S-a auzit dincolo cineva. Fratele meu celălalt, Nathan. Verifică. Trebuie să mergem. Hai și pe Nathan. Dă-i în jos, trage-mi în seara. A sărit. Dă-i fratele meu, Nathan, e dincolo. E un alt frate al meu. Asigură. Ce faci? Țara! Țara, cum te-ai făcut așa mare? Nu vine să fie. O, ce mare s-a făcut nepoata mea. Ea este Țara. Iar el este un micuț plângătos. Voi cine sunteți? Pe cine crede că te știu de undeva? Ești cumnată mea. Da, eu sunt cumnată ta.
Cum te cheamă? Lara. Lara, tu? Eli. Ea este Eli, încântat de cunoștință. Și tu ce te fac? Te mai cunoscut. Ce mai faci la cară? Și să-i iubiți. Seamănă cu tine bine. Hai, mi-i coce, domnule, să te filmezi obligatoriu, să-i prima oară când ne întâlnim. Ce faci? Noroc. Ce faci? Ce cu fățău ăla, teenage baker? Tu ce-i coce să te faci? Ce fățău, mă? Uite aici, fratele. Fuge, fratele. Chelule, ce ești așa obosit? Ce față e bătrân, ferească domnul? Dar 40 de ani, ce vrei? Tu vorbești emoționat. Eu nu-s ca tine, mă, Chiule. Eu am, aveți impresia că voi, tu ești cel mai vârstă, să-i al doilea, eu sunt undeva mai jos. Al treilea, să nu pune pe finică, că e după voi pe aici. Așa crezi tu? Ce așa de bătrână arăt? Uite ce față am eu, uite ce față am eu de copil tânăr și am 51 de ani. Ăla are 40 de ani, are față de 60 de ani. Ăla are, mi-am uitat, 47, ziceam cu nevastă mea. Așa. Da, ce mic ești de statură, mă. Încantată, după ce vrei să zi. Mai mică, da. Mihai, ești mai înalt ca tine. Na, uite-te cu ochii, unde te uiți tu cu ochii? Te uiți sus cu ochii. Să caci. Chestia asta o aveam tot timpul când eram tineri. Mă, când eram mici. Te uiți sus cu ochii. Te uiți sus cu ochii. Nu, mă uit drept. Ia uite-te tu. De ce te uiți sus? Bă, unde se uită Mihai? Se uită mai sus. Unde se uită Gabi? Hă? Cine mai înalt, Gabi? Toată lumea poate să vadă că ești mai pitic. Ești mai la fel. Sunt mai înalt pe poveste. Ții cu tată tu? Bine faci. Ții mai înalt. Bun. Auzi, bă, cum lata mea, cum a zis? Ești obosit, rău, mai ești obosit. Dar cum m-am trezit? M-am cucat la cinci. De-aia am făcut asta. Lați îmbătrânii la față. Ceva? Că alea îmbătrânește tare iarba. Nu. Nu? Nu folosești? Ce? Alcool. Bagi alcool? Păi da. Foarte rău.